Salut, omul iubitor de frumos, sunt Alina Militaru aici și bine l-ai auzit cu un articol nou pe alexedesenez.com. Articolul de azi este inspirat de un comentariu pe care l-am primit la articolul trecut și mi-a dat o provocare, o cititoare de-a mea, să fac copii în mișcare. Mi s-a părut foarte tare ideea, mai ales că deja am început eu să mă zgălesc puțin în acest caiet de schițe, în ideea de a face la un moment dat o bandă desenată, un roman grafic sau ceva de genul. Copiii nu sunt tocmai punctul meu fort când vine vorba de desen. De asta probabil o să mai mă zgălesc eu ceva în caietul acesta de schițe, să fac mai multe, o serie întreagă de copii și mai mici de atâta în mișcare, să zic așa, în diferite poziții, diferite vârste. Nu reușesc până acum, cel puțin am reușit să prind acea delicatețe a unui copil de 2-3 ani, să zic așa, sau mai măricel, până în 10 ani. Nu le prind formele acelea delicate și rotunjoare, nu știu. Mai am de lucru la partea asta. De asta mi-a plăcut și ideea pentru articolul de azi și am vrut să fac, să mă joc puțin cu ceva cât de cât dinamic. Am un fișier între pe care, fotografii pe care le-am salvat. Și dacă mai sunt oameni interesați, probabil o să mai vin cu încă o schiță de genul acesta. Am o fotografie cu un copilaj de vreo 2 ani și cu o pisică sau ceva de genul. O combinație din asta, un animăluț și un copil. Am mers în continuare pe ideea de a lucra în tuș, am vrut să lucrez în tuș. Dar am adăugat și puțină culoare de data aceasta. Până la culoare însă am început cu schița în creion. Până nu prind eu toate trăsăturile, proporțiile potrivite, nu prea pot să intru direct în tuș. Și așa am câteva ezitări când vine vorba de tuș. Nu am făcut niciun fel de măsurători în această schiță, dar am avut grijă să fie cât de cât proporțiile bune și să fie cât de cât centrate, am linia aceea pe centru, astfel încât să nu pară dezechilibrată toată ilustrația, schița, ilustrația pe care vreau să o fac. Bucata asta de schiță în creion e esențială pentru rezultatul pe care îl vreau eu la final. Dacă nu mi iese bine și nu sunt mulțumită de partea asta în creion, n-am cum să trec la următoarea etapă în tuș. După ce am făcut toată schița asta, am început cu bucata mare. Înainte să încep cu detaliile, am făcut formele mari ale corpurilor, ale copiilor, și apoi m-am jucat puțin pe detalii. Mi se pare foarte interesant cum se văd și cutele. Imaginea alb-negru, ce drept, o să dea puțin bătăie că la final în culoare, deși mai multă libertate, cu atât mai bine. Dar mi-a plăcut foarte mult că am o sursă de lumină foarte bine definită, să ved luminile, umbrele și luminile foarte clar, bine definite. O să mă ajute foarte mult când vine vorba de culoare. E o lucrare dinamică, o fotografie dinamică și foarte interesantă, ce să mai, bine proporționată. Cum spuneam mai devreme, schița aceasta vine destul de bine în perioada aceasta. Am în minte de ceva timp și chiar dacă am avut o tentative, am în minte să fac un roman grafic pe o anumită temă. Numai că m-am împotmolit puțin, nu atât la partea tehnică, mi-am dezmustrat
în caietul acesta deschis, că chiar pot să desenezi în pagini de bandă desenată. Sunt provocări, bineînțeles, dar pot să fac partea aceasta de desen într-o bandă desenată sau roman grafic, depinde. Dar m-am împolmânit puțin la partea cu povestea pe care vreau să o încep, să o desenez, să scriu și desenez în romanografii. Am început de curând și un curs de scris, sper să mă ajute la această provocare și mă joc deocamdată separat cu desenul și scrisul. O să văd în final, la un moment dat, fiindcă e mult de muncă, nu mi impun atât de multe pretenții deocamdată, dar la un moment dat vreau să ajung să scriu și să desenez un roman grafic. Să fiu wow, o reușită pentru mine. Până atunci mă joc cu bucățelele astea separat, cu scrisul și desenul. Iar caietul acesta de schițe, care are ca temă banda desenată, probabil ai mai văzut pagini din această bandă desenată pe care am început-o cu Tamara și Gabriel. Mi-am văzut undeva pe pagina de Facebook, sunt sigură. Dar m-am oprit la un moment dat, fiindcă am avut o tentativă de a face un fel de poveste din toată banda asta desenată. Mi-am demonstrat faptul că pot să o fac când e vorba de bucățica asta de desen. Dar, cum spuneam, m-am ponmolit la partea de poveste. Așa că am lăsat o baltă cu paginile de bandă desenată și mă joc strict pe poveste, separat, și pe desen studii de exemplu, cum e tema de azi, studii de copii, o să am nevoie la un moment dat în bandă desenată, numai că momentan nu e punctul meu forte, cum spuneam. Deci o să am nevoie să exersez puțin pe partea aceasta cu copii și o să am nevoie să exersez și mai mult pe partea de scris. Iar când o să am o poveste bine pusă la punct, cu început, cuprins și încheiere, o poveste care cu adevărat să merite efortul de a fi pusă în imagini, o să mă apuc și de bandă desenată, o să mă apuc și de romanul grafic pe care l-am în minte. Încerc pe cât posibil însă să rămân, să am o mentalitate relaxată când e vorba de partea asta. Știu cât de muncă și știu că încă nu sunt pregătită pe partea de scris. Și până la urmă, ideea e să, la final, să fiu mulțumită și să mă bucur de toată călătoria aceasta până la produsul final, cum e vorba. Și oricum am destule alte idei pe care să le pun în practică până atunci. Am trecut acum la partea colorată a ilustrației. Am vrut, având în vedere că am e destul de bine definite umbrele, am vrut să merg primul strat de culoare, am vrut să-l maxez pe partea de lumină și umbră. Așa am lucrat cu două culori, una caldă, un galben maro și un albastru indigo, parcă cu amestec cu indigo, astfel încât să definez cât de cât partea de umbre și partea mai luminoasă. Am lucrat relaxat cu culoarea, nu m-a interesat să iasă chiar foarte detaliat. Dar m-a ajutat foarte mult fotografia în partea aceasta. Chiar dacă nu e colorată, m-a ajutat foarte mult când e vorba de forma și poziția umbrelor. Nici calitatea hârtiei nu este tocmai ideală pentru acuarele.
care tot acesta deschise are o hârtie de, de vreo 120 de grame, dacă nu mă înșel. La grosimea aceasta, acoarele fac destul de multe valuri, la propriu fac valuri în hârtie. Am reușit să, în final am reușit să am un rezultat cât de cât bun. Am făcut primul strat și l-am lăsat să usuce bine, l-am pus puțin la presat. Hârtia, am făcut o pauză micuță și am revenit cu următorul strat de culoare și am avut grijă cât de cât să nu intru foarte, foarte umed, cu foarte multă apă în, pe ea, să nu instis cu foarte multă apă. Când vine vorba de acuarele, cu cât faci mai puțin, lucrezi cu mai puțină apă și cu mai puține straturi de culoare, cu atât culoarea pare mai vie. Undeva la 3, după 3-4 straturi de culoare, deja se simte, atât pe hârtie, devine puțin, depinzând și de hârtie, bineînțeles. Dar nu are aceeași vibrație culoarea și uneori se resimte și în hârtie. Deci pierde vibrația oricum, ilustrația ca întreg. Bun, cred că am ajuns și la finalul articolului de azi. Dacă ai întrebări legătură cu tema de azi, lasă-mi un comentariu sub articol. Iar dacă ai sugestii pentru articolele viitoare, aștept cu interes comentariile tale. Eu cel puțin o să mai lucrez, o să mai desenez copii, cum spuneam. E o temă pe care vreau să o abordez, să o inspiți puțin pe ea cel puțin, să studiez mai mult, să intru puțin în mână, pentru că o să am nevoie la un moment dat în viitorul apropiat, zic eu. Dacă te interesează, o să mai vin pe viitor cu încă un articol de genul acesta. Până data viitoare, dacă nu ești încă abonat pe alexadesenez.com, ai formularul de înscriere cu numele și adresa de mail în dreapta blogului. O să fie anunțat pe mail când o să apară articole noi care s-ar putea să te intereseze. Iar dacă ești pe YouTube, mă urmărești pe YouTube, bineînțeles, ai butonul de abonare și de notificare sub filmuleț și ne auzim foarte curând cu un articol nou și un filmuleț nou. Spor și inspirație să ai!